hei, sunt Bie și asta e vânătoarea de obiecte. Vânătoarea de obiecte, cel mai cretin joc românesc unde regulile sunt simple. Două echipe oponente se duelează, trimițându-și una alteia un set de obiecte de care trebuie să facă rost fără bani în 60 de minute și apoi să se întoarcă cu ele în punctul de la care au plecat. Dacă înainte echipa câștigătoare avea voie să apeleze oponenții, acum acest lucru este strict interzis. Câștigătorul se va afla doar când ambele echipe ajung înapoi la punctul de plecare. Înainte să începem, vreau să-mi lăsați un comentariu cu o idee de obiect pe care să-l dăm de găsit următorului adversar. Este primul episod pe 2023 și avem de data asta un invitat foarte special. Echipa mea, ca de obicei, e formată din mine și mult iubitul Brandy, iar echipa adversară e formată din Ciobanu și Iorga! Ca de obicei, regulile sunt simple. Avem 5 minute să ne gândim ce obiecte îi vom da echipei oponente, apoi o oră la dispoziție să le găsim pe cele pe care le primim noi. Și de data asta, evident că există o miză. Avem la mijloc haine în valoare de 1000 de euro pentru echipa câștigătoare. Așa că, ce pot să vă spun? Baftă, prieteni, baftă la necâștig și ne vedem aici în fix o oră. Sigur, diluja. Gata, a trimis. Trimit și eu. Let's go. Avem așa, o șosetă. Am primit. Bucată de polistiren. Am văzut-o, am vrut să o pun. Am văzut-o, am vrut să o pun. Poză dintr-un raid, trenuleț, tiribombă din parc, plătit de un bodyguard. Poză și când plătește și când vă dați. O șapcă Minnie Mouse. O minge de ping pong. Okay. O suzetă. Un video cu un copil care termină o bată pe băț. O poză cu Iorga într-o doză de cola. O lăsă de câine, haide, că nu sunt grele deloc. Păi cum te bag într-o doză de cola? Într-o doză imensă de cola, trebuie să fie ceva prop cu o sticlă mare de cola. Un vape luat de la cineva. Ok. Uite-te, uitați-vă la ei, uite-te la ei, uite-te ce fac. Ne-au dat un milion de ori mai greu, let's go. Deci, pe unde am intrat noi în parc, era o bucată așa albă de polistiren, că eu m-am gândit că nu o să mai fie altele și m-am gândit să o dau lor. Și ne-a dat ei nouă, din mi se pare minunat, superb, superb. Pa, unde fi doza de cola? Păi hai în drum încolo și poate vedem și aia, bine? Ok, hai. Hai la fetele astea, sunteți gata? Hai repede încoace! Nu, trebuie să ne mișcăm. Cine-mi dă și mie o șosetă? Vă rog eu o șosetă. Dați-mi o șosetă, vă rog, eu fac orice o șosetă. Pot să stau în limbă, nu știu ce fac. Hai frate, fii, ești cel mai tare, crede-mă. Da, frate, ți-o aduc înapoi într-o oră, ești. Da, ți-o aduc înapoi normal. Mamă, să rămână, doamne, ăștia, mulțumesc. Cum ești, Bubu? Bubu, zi shout-out pe Instagram, uite acolo, mulțumesc frumos, doamne ajută. Bagă aici. Mersi din suflet, Bubule. Da. Hai, ajutați-ne și pe noi. Vă ne trebuie o fată pe băț, cumpărată de cineva și să o facem o poză când o termină. Da, hai. Mamă, sunteți cei mai tari. Doză imensă de cola. Auzi, știi cumva o doză de suc mare în parcul ăsta? Anormal de mare, cât să intre fata aia în ea. De treabă de... A? Ia. Să rămână. Există cumva în parc o doză de suc foarte mare, gen reclamă? Nu știți? Nu știu ce bebelu să tâlhăresc mai repede, să găsim suzetă. Dar ne trebuie cineva care cel mai top de tot Bubu. Tot Bubu. Da. Da. Gata. Ia uite, ia uite! Nu cred! Nu cred așa ceva! Mamă, iată-te! Nu cred așa ceva! Se face pungă, nu? Mamă, deci nu-i adevărat! Bine, 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 bine! Bine, bine! Bravo, Bubule! Avem două obiecte, suntem... Ce, mă? Ce au trecut 10 minute? Au trecut 10 minute, nu e bine. Că am văzut, eu m-am mai bucurat la 10 minute și am pierdut. Butoaiele alea de cola sunt doze mari? Dar nu-i de cola. Cola, mă. Altceva gen nu-mi imaginez. Zice o poză cu tine într-o doză imensă. Cum intri în asta? Nu intri în asta. Hai să-ți fac o poză gen, pune-te pe el, așa s-o avem. Gata, și căutăm altul. Bucată de polistiren, aia mergem spre ea acum. A, uite, l-a ascuns sub ăsta. Păi știi că ar cu toate aia după tine? Da. Hai bine. Bun. Deci acum trebuie să găsim, trebuie să luăm o minge de ping pong. Unde era ping pong? Acolo. Hai. Mă duc eu în față, mă iau și viu aduc. Nu-i mai șor?
Păi poți să faci ce vrei tu, dacă vrei să o iei, să ne ajuți, poți să o iei. Asta e următoarea, dar ce bodyguard? Bodyguard trebuie să ne dea banii și să urcăm în trenul să facem o poză. Un bodyguard ce înseamnă? De pe aici, nu? Da, de la parc. Dar cât costă? Să vedem cât costă. Păi în ce putem să ne băgăm noi, că astea sunt de copil de aici. Cea mai mică chestie de aici? 10 lei. Trebuie să ne... 10 lei, hai. Trebuie să ne cerșim de 10 lei de la... Bă, 10 lei este o sumă ok, adică nu-mi pare atât de imposibil. Crezi că există șansa să se învârtă Suzete în acest parc? Bă, mă gândesc că dacă e parc de copii, scapă copiii Suzetele tot timpul, s-ar putea să aibă la magazin. Aha, ok. Sau sper. Dacă au la magazin, bag ochii de cățel plouat. Asta trebuie să fie una dintre probe. Și telefonul meu. Uite, Bianca, ne-ai adus la sapă de lemn. Poți? Așa, ador. Hai! Stai, Brandy! După să cred că zic eu. Mingea! Vine! Mamă, nu cred! Bravo! Bună! Ai cum să faci din întâmplare rost de o Suzetă? De la copii și apoi chiar nu cunoști niciun copil? Da? Da. Păi și cum îi fac să-mi dea Suzeta? Hai, mersi. Hai, mersi. Nu se întâmplă să aveți un vape, nu? Da. Să fumați vape, nu? Ok, mulțumesc. Salut, scuze, aveți să fumați vape? Nu fumați vape. Dar nu întreba ca și cum l-ai vrea, întreabă dacă fumați vape. Ca și cum sunteți fumători? Păi automat are un vape. Păi ai cumva un vape, sună ca și cum vrei să-mi dai și mie o țigară? Ai cumva o țigară ca și cum? Scuze, fumați cumva vape? Nu? Ok. Ai vreun frate mai mic cu tine? Da. Ai putea să faci jos de Suzeta, te rog? Deci dacă ne dai Uite o Suzeta... Uite de acolo și pe Bianca Adam Tequila. Ai făcut poză cu ea? Super! Să nu ajuți, să aștept-ne pe noi, uite, suntem la vânătoarea de... Da, dă-ne o Suzeta, aș pune-ne o Suzeta. Poți să ne faci jos de Suzeta? O Suzeta? Da! Ia o Suzeta! Da! Am ieșit Suzeta! Nu ne așteptam, mulțumim! Wow, yes! Ai văzut? Nu cred, nu cred, Matici. Cei mai tari. Nu fumezi cumva vape? Iartă-mă că te întreb. Bună! Tu fumezi cumva vape? Mamă, ce greu, ești la vânătoarea de obiecte, mi-a dat în cap. Vreau să vină banii gheață, vreau verdeață material. Nu vă supărați, aveți în întâmplare șapcă cu Minnie Mouse? E defectă. Ia, puteți să-mi arătați? Da, merge, ești defectă. Nu e degeaba, cât de defect e? Doamne, bă, suntem prea bine. Mă ajut? Doamne, acum avem o rugăminte. Vă aducem înapoi. Mulțumim mult! Bă, cât de bine stăm! Nu vine să cred! Deci avem... Mi-am pus pe cap. Avem 4 deja? Da. Mai avem doar lesa? Da. Doamne, voi, băiatule! Atâtă calificații în 20 minute să găsim aproape tot. Nu vă spărați, fumați cumva vape? Se întâmplă să fumați vape? Fumezi cumva vape? Da. S-a lăsat lumea de vape. Foarte bine, în definitiv. Este o alegere foarte bună. Fumați cumva vape? Spuneți că fumați vape. Nu. Foarte bine, dar nu pentru mine acum. Hai să facem. Normal, hai să facem. Fumați cumva vape? Nu mă spărați, fumați cumva vape? Nu cred. Iartă-mă, jucăm vânătoarea de obiecte și avem nevoie de un vape, frate. Oare poți să vii cu noi când prezentăm obiectele ca să nu ți-l iau eu? Te rog din suflet. Adică rezolvăm cu o poză și venim înapoi. Mersi frumos. Hai. Deci hai că trebuie să facem poza asta nouă, deci facem poza. Știu, mai avem nevoie de lesă, crezi că puteți să găsiți o lesă? Mersi. Măcar 10 minute, doar să le arătăm și facem înapoi. Hai bine, aici facem poză și te mai gândești. Bine. Mai avem nevoie de un obiect, trebuie să convingem paznicul ăla să vină cu noi, dar paznicul nu are bani la el. Nu mie, că n-am voie să-i ating, trebuie să-i dai la bodyguard. Vai, Doamne, deci ești cea mai tare, nu, îți dau follow, îți dau ce vrei tu. Dacă ce vrei tu. Îi dai lui banii noi, nu i-am atins, are bani, că a zis că n-are bani și doar să vină până aici să ne plătească și nouă. Bună ziua, avem și noi o rugăminte foarte mare la dumneavoastră. Securitate? Vine. Păi să vă îmbrățișez, vă rog! Datorită faptului că suntem prea versați, am terminat 4 din 5 în 20 minute, ne-am permis să fumăm o țigară. Acum mergem să ne mai milogim pentru lesa aia. Ia uite cum vine la noi, vine la noi. Câștigăm. Vine lesa la noi. Da, hai mai să încercăm că vine. Hai la noi, hai să spun ceva, da iubitul. Hai să spun ceva, iubitul meu, frumosul meu. Ne ajutați? Să stau lesa? Pentru 10 minute. Stați aici? Aici?
Bine, perfect. Mulțumim din suflet. Mulțumim mult de tot. Hai. Sper că n-ai pierdut suzeta, că am venit aici. Mulțumim mult, venim imediat. Ok. Prima poză e când plătește. Așa. Mulțumim, doamna. Doamna plătește. Doamna ne plătește nouă. Ne plătește nouă. Ne plătește nouă. Nepoții ei. Da. Mulțumim. Mulțumim. Oh, super. Super. Oh, așa e. E frică, Brandi. Nu-mi place pe partea asta, nu-mi place deloc. Schimbăm părțile? Nu! Da! Dacă eram gazit că se-ai spărgea în capul pentru conversația. Cum ai fi să vedem pe Pia acum, în barca aia? Aoleu, dar cât mai durează? Gata! Când se oprește! Eu nu pot să cred că încă mai stau. Nu! Gata, gata. Perfect! Extraordinar. Eu m-am speriat. Eu mă sperii mai rău. Mulțumim frumos! Ia spuneți-mi toți Instagram-ul și bateți voi palma toți cu mine că ați fost prea normal. Toată lumea. Vape ne trebuie. A, uite-mă, uite cola de aia. Dacă se scoate capul, acum bag și nea ce crezi. Hai să încercăm să scoatem. Haide. Full option. E goală jos? Da. E goală? Da. Te bagi nea acum? Da. Acum te bagi nea. Acum mă bag. Hai. Dă-mă idee. Hai. Stai să adă cola. Nu există așa ceva, gata, o avem. Nu mai au ce să ne zică niciodată. Ai zice, am de antrenament degeaba, Bianca, da. Bune. Dar mergem spre câștig, poți să oprești aia, că oricum noi luăm. Trebuie? N-a plecat! Hai repede, 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 că n-a plecat. Frate, bine, bravo. Le avem pe toate? Da. Hai! Vape-ul, nu vă trebuie vape-ul? Ba da, avem omul aici care ne așteaptă cu el. N-au ajuns și atât vreau să știu. Că n-au ajuns ca să știu că nu o să găsesc în toate obiectele. Sau dacă ajung mai târziu, înseamnă că o dată. Dar ce crezi că n-au găsit? Eu cred că dota de cola. Uite-i, uite-i! Unde faci, mă, nebuno? Dacă e egalitate, trebuie să plecăm în cursă. Ați terminat? Da. Ok, hai noi, polistiren. Te va judeca. Lesă. Și de că e lesă, de-aia șmecheră pe Germania a venit. Deci se strânge singură. Suzetă folosită. De la soara lui fana mea, care trebuie să o bagi în vlog, că de-aia ne-a dat-o. Așa, asta. Și poză cu mine. Și? În butoi. Nu cred. A zis minimal sau minimal? Mini. Nu cred. Ce crezi? Asta e altul. Butoi. E altul. Am căutat, credem, o grămadă. E o doză imensă de Hai Coca-Cola. Hai să punem obiectul, o poză dintr-o doză de cola. O poză dintr-o doză de cola. Ia știți, mă, sunt în doză e de cola. E în doza de cola? Da. Da, e doza. Termină-te, măi, fată. Efectiv, au zis toți, e în doza de cola. E, da, la mulți ani. Băi, ăsta, vezi că e doză de cola. Bine, hai să le vedem pe ale noastre. Deci noi avem prima dată, ține puțin, o șosetă. Okay. Șosetă. Bun. Poză dintr-un ride, trenuleț, tiribombă din parc, plătit de un bodyguard, poză și când plătește și când vă dați. Prima poză, când plătește. Da. Bodyguard, securitate, da? Da. Noi ne dăm, ne dăm până ne ia dracu. Ok. Ne-am dat. O minge de ping pong. Ați dat-o de la bătrânii care se ducau? Da, de acolo. A, tu nici n-ai fost după minge? Nu. Da, a fost, dar eu i-am spus de unde să ia. Deci te-ai uitat, la America Express că au folosit frații Gavrilă pe ea și acum? Vă zic greșesc. Așa, un video cu un copil care termină o vată pe băți. A terminat-o? A terminat-o. Uite-o mare. O face praf. Bă, dar voi știți, am turat de mult aici. De la fix, uite, la fix e făcut asta. Și un vape luat de la cineva, care a venit tot parcul cu noi. Având în vedere că ambele echipe s-au descurcat de minune la adunat obiecte și că o astfel de situație nu s-a mai întâmplat, o nouă probă este necesară ca să desemnăm echipa câștigătoare. Ambele echipe vor primi un obiect simplu, deja existent în perimetrul dat, pe care trebuie să-l aducă. Echipele nu au voie să se despartă, iar prima care îl aduce și atinge stema mașinii câștigă. Obiectul este... un cont de brad. Start! Hai, vere, fugi! Ce unde?
deserve, dacă mă întrebi pe mine, dar na. Bine, prieteni, ați câștigat un voucher de haine în valoare de 1000 de euro din partea mea. Nu accept, noi am câștigat. Bine că nu m-a pus să găsesc asfalt. Bravo, Ivan, asta a fost episodul de azi, asta a fost episodul de azi, dar aici a picat sunetul. Aici vă spuneam eu cu like-ul, cu abonarea, cu clopoțel, știți voi, aici vă mulțumeam că sunteți. Ok, bye!